Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ocupați cu știrile despre invazia Ucrainei de către trupele Kremlinului, am uitat că pandemia de fapt încă nu s-a terminat, chiar dacă scade în intensitate. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila anunță măsuri de relaxare care sunt propuse să intre în vigoare în perioada următoare. Fără certificat COVID în mall-uri, instituții și restaurante, masca de protecție nu mai este obligatorie sau ar urma să nu mai fie obligatorie în aer liber. Ministrul Rafila a arătat că se înregistrează o scădere constantă la nivelul tuturor indicatorilor și că evoluția ratei de pozitivitate, care a ajuns la 15% din totalul testelor, și există și un trend descendent al deceselor și al persoanelor internate la ATI. Opinia mea, spune domnul Rafila, este că vom avea o vară cu condiții de normalitate și cu restricții extrem de puține, dar acest lucru trebuie luat cu rezervă, pentru că atunci când discuți despre o boală transmisibilă cu virus nou, nu poți să faci decât presupuneri. Presupunerea în acest moment este de un sezon estival fără restricții, dar lucrul acesta rămâne să fie confirmat de realitate. L-am sunat pe profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Deci, gata? Am scăpat? Încă nu am scăpat de tot, dar suntem pe cale să scăpăm. Da. Așa ziceți? Mai erau totuși vreo 1400 de cazuri în creștere. E adevărat, dar faptul că numărul de cazuri nu se reflectă în numărul de persoane internate pe terapie intensivă, ceea ce nu e doar la noi. Dacă ne uităm în toată Europa, situația a fost similară, în sensul că au avut o creștere mare a numărului de cazuri, dar o creștere mult mai moderată sau chiar o creștere mai mică a numărului de cazuri internate pe terapie intensivă. Deci am avut noroc cu tulpina aceasta nouă cu Omicron, faptul că simptomele nu sunt la fel de severe, plus în România valul Delta ne-a lovit destul de rău, atunci, dacă vă aduceți aminte, chiar am avut un număr mare de morți în fiecare zi și un procent semnificativ din populație s-a imunizat natural în valul Delta. Dar citesc cu atenție ce spune domnul ministru Rafila și este acolo un avertisment sumbru. Dânsul spune, vom avea o vară cu condiții de normalitate, dar acest lucru trebuie luat cu rezervă. Deci un sezon estival fără restricții, dar lucrul acesta rămâne să fie confirmat de realitate. Există un avertisment în spatele acestei aprecieri? Care ar fi acesta? Da, deci domnul Rafila aici dă dovadă de înțelepciune, în sensul că aceasta trebuie să fie abordarea, adică ne relaxăm, dar ținem un ochi extrem de atent la ce se întâmplă în continuare, pentru că, în mod evident, din momentul în care ministrul a anunțat că se gândesc la relaxări, automat populația va începe să se relaxeze. Dacă vă aducem aminte, anul trecut, în momentul în care prim-ministru Câțu a ieșit și a anunțat relaxările, automat a sărit rata de transmitere, automat a sărit numărul de persoane infectate în fiecare zi, a sărit în sus. Deci mesajul, dacă am învățat ceva din anul trecut, a fost că un mesaj optimist, festivalist, totul va fi ok, am depășit momentul greu, tot ce face e că ne împinge în partea cealaltă. Deci trebuie să fie un mesaj prudent, ceea ce aș și transmit ministrul Rafila și mi se pare corect abordarea lui. Bun, probabil că în acest moment avem o mare parte a populației care ori a căpătat imunitate prin vaccinare, ori a trecut prin boală. Cei care au trecut prin boală, să zicem, care e riscul pentru ei de a se reinfecta în perioada următoare? Riscul este foarte mic. Adică cazuri de reinfecție, persoane infectate cu Omicron care s-au reinfectat cu Omicron, e extrem de puțin probabil. Și la fel, și persoanele care au trecut prin infecție cu Delta au un risc de infecție, de reinfecție mult mai mic comparativ cu o persoană care nu a făcut infecția deloc. Există discuții despre o variantă numită BA2, dacă nu mă înșel, a Omicron, și care este urmărită cu destulă îngrijorare. Ce știți despre această variantă? Da, e tot din familia mutației Omicron și simptomele sunt ușor mai severe, dar la nivel populațional nu ar trebui să existe diferențe semnificative. Adică da, pentru persoanele care ajung în terapie intensivă, diagnosticul este ușor mai sever și mai ales în populațiile care nu au fost lovite de valul Delta la fel de acut ca cum am fost loviți noi. Deci, în momentul de față, nu cred că ar trebui să fim excesiv de îngrijorați, să ținem un ochi, într-adevăr, pe toate tulpinele care apar și să menținem un nivel de prudență.
Deci, de exemplu, renunțarea la masca în aer liber e o decizie absolut corectă, mai ales că transmiterea în aer liber nu a fost demonstrată în mod clar. Deci, în aer liber extrem de puțin probabil să te infectezi. Singurul motiv pentru care s-a impus purtarea măștii în aer liber în România a fost pentru că autoritățile au fost incapabile să impună purtarea măștii în interior. Și atunci, purtând și în exterior, a crescut probabilitatea că oamenii suportă și în interior. Dar continuarea purtării măștii în interior rămâne extrem de importantă în perioada următoare, cel puțin până la începutul, la sfârșitul aprilie, începutul mai, când vremea se încălzește și deja petrece mai mult timp afară. Dumneavoastră, personal, în perioada următoare, în lunile următoare, ce măsuri, ca să vă protejați, veți respecta? Categoric o să continui să port masca în orice locație în care există aglomerare de oameni, în orice spațiu interior. O distanță față de alte persoane e sănătoasă, mai ales atunci când mai vedem oameni care nu înțeleg cum funcționează sistemul respirator și spun nasul afară din mască. Și atunci e sănătos să faci 2-3 pași înapoi. Dezinfectarea excesivă a suprafețelor știm deja că nu afectează transmiterea, deci nu e nevoie să ne dezinfectăm în mod obsesiv pe mâini. Cel mai important element aici sunt purtarea măștii în spațiile închise și asigurarea unei ventilații corespunzătoare. Dacă respectăm aceste lucruri, suntem în siguranță. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.